În primele 5 luni ale anului, absorpția banilor europene a fost destul de scăzută. Dar de ce? Da, au fost mai multe cauze. Încep cu prin a spune că important este să ne atingem la final de an ținta pe care ne-am stabilit-o pentru 2014, și anume de minim 2,8 miliarde de euro și, așa cum am spus, să facem cel puțin cât am făcut noi anul trecut, adică 3,5 de miliarde de euro în facturi către comisie. Ce important este că noi ne vom atinge ținta. Motivele care au stat la baza unei execuții mai reduse față de ce noi ne-am planificat pentru această primă parte a anului. Deci cauzele sunt mai multe, cum spuneam. Odată este partea de sezonalitatea unor lucrări foarte mari. Știm foarte bine că sunt cicluri la contracte de lucrări care urcă sau sunt mai ridicate sau mai coborâte vis-a-vis de modul în care firmele facturează. O altă cauză este faptul că au fost, mă refer la contractele mari, că astea sunt principalele, să zic, acolo sunt principalele probleme. Un al doilea motiv ar fi acela că aceste companii au venit cu prețuri foarte mici atunci când au câștigat contractele de lucrări. Și astăzi se vede foarte clar că întâmpină foarte mari greutăți în a asigura necesarul de finanțare proprie pentru acele lucrări. Un alt aspect este și acela că noi n-am trimis încă până în prezent nicio cerere de rambursare pe două dintre programele operaționale importante, cel de resurse umane și cel de competitivitate, unde sunt plăți destul de ridicate, făcute deja de statul român, dar încă n-am trimis Comisia Europeană, pentru că ăsta a fost acceptul sau înțelegerea între noi și Comisia Europeană, că vom trimite atunci când vom reverifica niște date istorice, pentru că să nu uităm, totuși, 2015, peste puțin timp, este foarte aproape, moment la care noi vă trebuie să arătăm că toate programele operaționale și toate sistemele pe care le avem azi în derulare sunt perfecte, altfel vom putea avea probleme. Și mai bine să începem din timp cu reverificarea tuturor acestor date, pentru a fi sigur că, într-adevăr, tot ce înseamnă fondul european este exact și foarte clar în fața Comisiei. Acest lucru se va trimite acestor cereri de rambursare pe cele două programe operaționale, se va întâmpla undeva în septembrie. Da? Atunci când noi vom trimite cereri de rambursare foarte mari, ceea ce va atinge practic din start acel minim necesar pentru 2014, pentru a nu avea niciun risc de pierdere de bani. Adică la programul de capital uman, cel POSDRU, avem deja în casă, deci făcute plăți de noi ca stat față de beneficiari, de aproximativ jumătate de miliard de euro. Deci vă dați seama că odată ce trimitem Comisiei Europene facturile astea, automat se va reveni la normal pe această previziune de plăți în 2014. Deci sunt cauze diverse. De asemenea, noi am semnat un foarte mare număr de contracte de finanțare în acest an 2014, de peste undeva la 1,5 miliarde de euro pe capital uman, pe POSDRU și pe competitivitate. Contracte care vor aduce spre final de an facturile la rambursare. Deci sunt mai multe elemente, dar încă o dată important este că ne vom atinge ținta pe care ne-am planificat-o pe 2014. E posibil să vedem cum s-a întâmplat și luna a șasea, o creștere un picuț mai mare absorpții, să vedem o dinamică de genul ăsta 0,5-1% până la finalul anului și eventual să explodeze după cererile astea de rambursare pe post-CCI și post-RU? Categoric, acum către final, în a doua parte a anului, creșterea va fi semnificativă, începând, cum am spus, cu partea din septembrie, până la final, dar și cum a fost și anul trecut. Este oricum o practică care trebuie din mers schimbată, pentru că e normal să avem pe tot parcursul anului o trimitere la Comisia Europeană, să zic, uniformă. Pentru că e și foarte important ca banii să intre și cât mai repede în țară. Dar încă o dată dau din nou exemplu acestui program de resurse umane, unde noi am găsit de la preluarea lui la noi la Minister extrem de multe probleme. Extrem de multe probleme și după ce o să finalizăm discuția și cu cei de la Comisia Europeană, o să dăm exemple foarte multe publicului larg pentru a vedea exact și a înțelege mecanismul care, din păcate, nouă ne-a adus un deficit de imagine extrem de mare în fața Comisiei Europene și nu numai. Știm foarte bine că acest program operațional a fost unul dintre cele mai blamate, atât în țară cât și în afară. Ușor, ușor, programul operațional de resurse umane, din momentul în care a trecut în Ministerul Fondurilor Europene, va deveni un program model. Pentru că pot să vă spun clar, inclusiv că un raport al Curții Europene de Conturi arată că pe acest program operațional, de la 40% din corecțiile, din regulile care se întâmplau la nivel european,
40% aparțineau României pentru acest program operațional. Astăzi, acest raport al Curții Europene de Conturi pe anul 2013 arată că doar 1,28%. Deci este o scădere semnificativă. Și încă o dată, din ce am vorbit cu cei la Comisia Europeană, programul operațional de resurse umane va fi un program model, nu doar în România, ci și în afara ei. Dacă se vor termina banii pe post-CC și post-DRU până la finalul anului 2015, e posibil să se termine, din câte am văzut. În sensul de a fi absorbiți toți. Da, de a fi absorbiți toți, exact, da. Se vor face realocări de pe alte, de pe poste unde mergi mai... Nu, acest lucru nu mai e posibil pentru că alocarea se putea face până la finalul de 2013. Asta este pentru toată Uniunea Europeană valabil. Noi am făcut în 2013 o astfel de realocare de la transportul și de la mediu către programul regional, acolo unde am spus că trebuie să finanțăm șantierele deja deschise, legate de școli, de spitale și de alte astfel de obiective locale. Dar o realocare după 2013 nu mai este posibilă. Astfel încât ideea este să cheltuim cât mai mult din banii alocați pe fiecare program operațional și eu am declarat că în 2015, la final, cel puțin două dintre programele operaționale, adică cel de competitivitate și cel de resurse umane, pot să ajungă la un nivel de 100% absorpție. În schimb, noi putem lansa în 2014 cele de proiecte pe următorul cadru financiar. Adică banii aceștia alocați pe următorul cadru financiar, nu foarte mulți, din păcate, pentru România, vor trebui, să spunem, introduși în piață cât mai repede, pentru a-și produce efecte cât mai rapide și cât mai benefice pentru economia din România. De acord de parteneriat, ultima variantă pe care ați trimis-o și care este și cea oficială și finală, sunteți mulțumit de cum s-a negociat, de cum s-a purtat negocierile? Ați obținut ce ați vrut? Da, nu știu dacă e vorba să fiu eu mulțumit, dar având o experiență, zic eu, destul de mare în ce înseamnă dialogul cu partea comunitară, știind cum au fost făcute pentru actualul cadru financiar discuțiile cu cei de la Comisie, știind foarte clar cum a fost negociat în acest cadru financiar actual documentul de programare, pot să spun că, într-adevăr, da, sunt mulțumit de modul în care astăzi România a negociat acest document pentru următorii ani de zile, ce România și-a prins ca și priorități de finanțare. Comisia a spus de foarte multe ori că România se află în topul țărilor europene care a lucrat la un astfel de document. O să vedeți cât de curând și vești foarte bune din partea Comisiei Europene legate de acest document extrem de important pentru România, pentru că este ceea ce noi vom finanța, desigur concentrat, pe următorii 10 ani de zile în România. V-am spus, banii, din păcate, nu sunt cei atât de mulți pe cum ne-am fi dorit noi. Și este foarte important ca noi să punem banii ăștia în proiecte cât mai importante pentru economia noastră. Să zic că asta este poate singura nemulțumire, practic, că banii nu sunt foarte mulți. Asta e nemulțumirea pe care o avem noi astăzi. Alocarea financiară nu atât de mare pe cât ne-am dorit. Și desigur și o altă nemulțumire, dar asta este o chestiune care ține de regulamentele europene, care ne impun și nouă ca și celelalte state membre investiție semnificativă în zona de social. Nu că România n-ar avea nevoie de foarte mulți bani în zona aceasta, dar am fi avut nevoie de mai mulți bani în zona de infrastructură. Transporturi, apă, canal, deșeuri, tot ce sunt obiective astea, școli și mai departe, dar din păcate așa cum au fost ele aprobate, regulamentele nu permit o alocare mai mare decât am alocat noi pe această zonă. Dar de ce nu putem și noi să avem la fel de mulți bani cum au și celelalte țări? Dacă ne uităm la suma pe cap de locuitor, și este la fel jur de 1.000 de euro, alte țări au mult mai mult, au jur de 2.000 chiar. De ce noi nu putem, de moment ce noi dorim coeziune la fel cum vrea și Uniunea Europeană? De asta s-a și făcut. Da, asta e. Din păcate, țări mult mai mici ca noi, ca suprafață, ca număr de locuitori, au primit o sumă dublă pe cap de locuitor. Ceea ce, într-adevăr, face ca România să fie unică în întregul proces de discuție și de negociere cu partea comunitară în alocarea financiară. A fost, din punctul meu de vedere, și aici eu cred că o spun orice român care vede clar cifrele, că România aici a fost văduvită, în special prin faptul că, sau datorită faptului că cei care au negociat pentru România, nu au știut să uzeze de dreptul pe care și de votul pe care România îl avea, la fel ca și alte state membre, atunci când s-a discutat la masa discuțiilor pe alocările financiare. Adică se puteau inclusiv condiționa o alocare mai mare pentru România, să spunem, de nivelul de absorpție la finalul actualului cadru financiar. Deci dacă am fi ajuns, să spunem, la un nivel asumat de statul român
vis-a-vis de absorbția pactului cadru financiar, să primim o sumă mai mare, nu știu, încă 5-6 miliarde de euro pe o anumită, pe anumită zonă. Deci eu așa aș fi ridicat problema în fața celor de la Comisia Europeană și Consiliul și Parlament, atunci când s-a discutat. Dar, din păcate, asta e situația, trebuie să ne mulțumim cu ce avem și trebuie să facem dovada că acești bani vor fi folosiți într-un mod extrem de eficient. Când opoziția a făcut în urmă cu, nu știu, o lună jumate, două, acea moțiune simplă împotriva dumneavoastră, cum v-a simțit? Am avut un gust amar pentru că știu foarte bine cât se muncește de echipa din ministerul acesta, de ceilalți scurt din cealaltă ministere, că trebuie să recunoaștem, a fost un efort comun. Și mai ales știu că cei care au semnat acea moțiune sunt oameni care nu au de-a face cu fondurile europene. Și e bine să învățăm în România pentru a schimba totuși această abordare și practică de până în prezent. Deci cei care nu se pricep la un domeniu, să lase pe cei care totuși se ocupă și au o experiență în acel subiect. O să v-am spus în următoarele zile, o să vedeți clar că ceea ce dânșii au clamat atunci, și anume acordul de parteneriat, este unul dintre cele mai bune documente la nivel european și timpul de aprobare pentru România va fi, o să constate că este unul dintre cel mai scurt ca și aprobarea. Asta înseamnă că ce? Că am avut un document de calitate, că avem un document de calitate, că au fost negocieri extrem de utile și de eficiente cu partea comunitară și că România s-a dovedit a fi un partener de nădejde în ceea ce înseamnă, sau în fine, un partener la fel ca toți ceilalți, deși nu tratat altfel de Comisia Europeană. Cu siguranță, acei oameni care sunt atât de pricepuți în ale fondurilor europene vor găsi, poate, sau se vor găța și de alte subiecte pe mai departe legate de fondurile europene. Eu le spun și pe această cale că e bine să facă altceva în viață, să lase fondul de pene în mâna celor care se pricep și să aibă încredere că totuși astăzi guvernul lucrează pentru români. Adică nu sunt acele interese, cum a fost din păcate în anii trecuți, meschine, în a duce banii în zone sau în, nu știu, în anumite domenii de interes pentru o anumită parte din România, să spunem, ci este o abordare unitară pentru binele, să spunem, național. În perioada următoare, mai pregătiți ceva pe partea de legislație? Da, vor mai fi modificări, mai ales în toamnă. Știți foarte bine, am început cu o schimbare pe legislația de achiziții publice. Un pas, zic eu, foarte important, prin schimbarea Ordonanței 34 pe achiziții publice, schimbare care se referă la acea noțiune nouă de garanție de bună conduită, care trebuie depusă de fiecare companie care dorește să conteste o licitație. Este o sumă, unii zic că e o sumă care îi deranjează pentru că, în special, îi descurajează pe cei care practicau acest sport național de a contesta orice fel de achiziție publică doar de dragul de a contesta, fără să aibă motiv legal în spate. Dar acele companii serioase au apreciat o astfel de măsură și pot să vă spun că după aplicarea acestei noi prevederi, deci de câteva săptămâni de zile, s-a redus deja numărul de contestații cu o treime. Ceea ce arată foarte clar că este o prevedere extrem de bună și sperăm noi care să contribuie la accelerarea acestor proiecte europene și nu numai, că sunt vorba de banii publici în general. Deci, o dată vom avea în toamnă un nou pachet de modificare a legislației pe achiziții publice, undeva septembrie-octombrie, și desigur vor fi și alte modificări care vor duce în direcția simplificării mecanismului în sine. Da? Pe fonduri europene și în zona publică în general. Vă dau un exemplu de o idee pe care o discutam ieri cu domnul ministru Rus, deci foarte ideea domnului ministru Rus, care o idee foarte bună și sperăm ca până la final de august să o implementăm împreună, și anume aceea că pe proiectele mari știm foarte bine că sunt problemele pe care constructorii le întâmpină când au nevoie de a primi acele autorizații, avize, fel de fel de documente fără de care nu pot să lucreze. Și dânsul a spus foarte bine că ar fi mult mai eficient să preia Ministerul Transporturilor, printr-un oficiu pe care o să-l creeze, acest rol de a se ocupa de tot ce înseamnă autorizații și avize și documente de acest fel pentru constructori, astfel încât aceștia să fie strict ocupați și preocupați de proiectele pe care le-au în derulare.
pentru că e dificil pentru ei să bată pe la ușa, nu știu, fiecare companie, electrica, de telefonie, de nu știu care, pentru fel de fel de avize și să aștepte luni de zile până când astfel de avize se eliberează. Deci cred că este o bună abordare de a centraliza acest lucru în cadrul Ministerului Transporturilor, iar colegii de acolo se ocupe ei, pentru fiecare contract în parte, să obțină toate avizele și autorizațiile necesare. O știe interesantă. Chiar am vorbit-o cu domnul Mistruz și chiar mă bucur că, sincer, chiar am un dialog extrem de eficient cu dânsul. Ați discutat în ultima perioadă, sau ați spus că o să discutați, despre faptul ca una dintre cele două bănci de stat să devină bancă pentru dezvoltare. Da. În ce stadiu este ideea? Da, am vorbit cu, am spus, colegii de la Ministerul de Finanțe și urmează ca în a doua parte a lunii august să, efectiv, să transpunem sau să vină să elaborăm documentul prin care acest lucru să se și întâmple, pentru că este foarte important să putem și să avem și noi instrumentul nostru național, așa cum și alte state membre au, desigur în baza regulamentului european, deci nu facem nimic în afara legii. Spun eu, va fi un instrument extrem de eficient în cooptarea acestei entități în ce înseamnă, în ceea ce înseamnă fonduri europene și nu doar atât. Va avea atribuții extrem de frumoase și de interesante în piață. Cam din discuțiile purtate până acum, cam care bancă are pe acele mai sunt cele două, BCR și Exim Bank. Da. Este important să fie una dintre cele două care să aibă o structură cât mai amplă în teritoriu. Este foarte important pentru că ne va fi și nouă și celor care vin în contact cu noi să lucreze pe aceste proiecte. Încă nu este luat o decizie, vom vedea exact care e cea mai eficientă soluție. Dacă acesta este criteriul, probabil Czech Bank ar putea fi. Că e... Nu, și Exim Bank are structură în teritoriu are, foarte, dar nu e... foarte bună. Deci acum vom vedea exact care, am spus, sunt mai multe elemente care vor fi discutate și pe baza cărora vom lua o astfel de decizie pentru a stabili care dintre cele două bănci va fi cea care să... Se poate să și un parteneriat de la început între cele două, adică una să devină o bancă de dezvoltare, dar care împreună cu cealaltă să coopereze astfel încât împreună să... Deci o idee și mai... Uitați, ne vin ideile pe un să ce discutăm, idei foarte, foarte bune, zic eu, dar vreau să le văd efectiv implementate până la final de an. Mai aveți ceva ce vreți să adăugați? Ceva ce ar trebui... Un lucru important este că... Noi ne-am propus ca în luna octombrie, cel târziu, să lansăm primele cereri de proiecte pe următorul cadru financiar. Eu țin foarte mult și am spus-o foarte clar, trebuie să arătăm că putem să lansăm toate cererile de proiecte pe suma pe care noi avem alocată pe următorul cadru financiar cât mai repede. Pentru că asta e una dintre căile de a reduce din decalajele față de celelalte state europene, din decalajele economice vorbesc. Și ne-am propus, am spus, în octombrie să începem să lansăm ca țară cerere de proiecte, astfel încât până la finalul 2015, până în decembrie, să fi lansat absolut tot ce înseamnă cerere de proiecte pe următorul cadru financiar. Astfel încât, în încă 3 ani de zile, să putem deja să folosim o mare parte din această sumă pentru 2014-2020. Trebuie să avem această infuzie de capital cât mai rapidă și cât mai agresiv în sensul bun în piața din România. Deci eu țin foarte mult acest lucru ca acești bani europeni să intre cât mai repede în economie. Deci am spus un an și jumătate, să spunem în octombrie până în decembrie anul viitor, efectiv să fie lansat absolut tot și ușor, ușor aceste proiecte să fie implementate cam în primii 5 ani de zile, începem cu acest an, să putem ca o mare parte din suma alocată să fie utilizată. Să nu uităm faptul că una dintre ideile diferite față de ce a fost până în prezent actual cadru financiar, deci pe următoarea perioadă, avem o garanție de o rezervă de performanță de 6%, care spune ce? Că pe fiecare program operațional în parte, pe următorul cadru financiar, se face o analiză în 2017-2018, vis-a-vis de modul în care fiecare a performat. Da. Dacă indicatorii sunt atinși, așa cum ne-am asumat la început, atunci acei bani îi revin acelui program operațional. Dacă nu, ei sunt realocați către altă zonă. Deci va fi o competiție extrem de clară și de pragmatică și dură între programele operaționale. Ceea ce este foarte bine. Adică, dacă pe partea transporturi vor putea face dovada că și-au atins ceea ce și-au planificat inițial până în 2018, atunci acei 6% aferenții transportului vor putea merge mai departe pe proiecte de transport. În caz contrar, acea sumă se poate duce către mediu sau către o altă zonă din economie. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult!